trupa 3,5 prezintă spectacolul Almost Man. Nici nu cred că pot fi mai aproape de tine decât să-ți contact cu
Foi em Buquiac. Foi em Buquiac. Como é a dica? A dica, de fapt, cred că nici nu pot să fiu mai departe de tine decât niște acum. Poftim? Păi, fii atent. Să zicem că pământul e rotul. Ca un pulbere de zăpadă. Ok. Sau aproape de pulbere de zăpadă. Iar, dacă eu sunt aici și tu ești chiar aici, lângă pulbere, atunci e ceva de stat, nu? Da. Dar acum suntem mai aproape. Și mai aproape? Și mai aproape? Și mai aproape. Și mai aproape. Și mai aproape. Și mai aproape. Și mai Bine, acum
Now, it's these covoare. Spălătorie de covoare. Wow. Și am un lămâi, trebuie puțin să spălă dracu. Super! Da, dar știi, era așa că de mult de muncă, adică s-a dus căldura și m-au luat minim de covoare. Nu, pe bune, chiar e mult de muncă, că v-am legat într-una weekend-ul sărbători. Am zis să le las liber oamenilor să mai trebuie și intru familie dacă eu o sunt singur la asta. Nu pe bune, chiar sunt singur, adică frații și surorile mele au plecat din oraș. La fel și părinții mei s-au pensionat. Aaa, și că vreau, m-am auzit. Da, și... Da, prea, e bucă. Am murit ce sură. O, domnule, ce mi pare rău, chiar îmi pare rău, n-am știut. E, da, mă, cum era bun de și... Ia venit și asta. Îmi pare rău. De altfel, pește bun. Deci, și cum trebuie, dar nu sunt singur, nu mai vreau să trece vreo seară pe la mine, să-i vedem ce mai așa. Scuzați, am uitat să vă spun. Am o fetă specială în seara asta, la Mus Penny. Dacă ești, nu ești pe gratis. Deci, vă rog, dacă sunteți triști sau, vă rog, dacă nu sunteți triști, dar mai veți vreți, vă ok, mersi, dar sunt ok. Deci, vrei să treci pe seara pe la mine? Mâine. Wow!
căsătorim. Ai fost găsită și Martin chiar e un tip de treabă. Și la fel ești și tu. Pe bune, Jimmy. Hei! 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 Și este puțin ce e aia? A, nimic nu-l faci. Hei! Jimmy, dar stai puțin că ți-l ai făcut. După ce ai plecat tu. Jimmy, hey! Lasă-mă să-l văd. Nu-i nimic să trec. Hei! Lasă-mă să-l văd. Aliena. Nu e aliena, e alienat. Hei! Știi tu, alienat, dar a omis tâul. Hei! Ok, dar stai puțin. De ce e alienat? Adică, de ce și-a face cineva un tatuaj cu alienat? Păi, pentru că... Pentru că să am o fată ca tine și să alung, să săbănesc o fată, o fantație între mine, te-am gonit, e demență, adică trebuie să fie alienat mental ca să faci una ca asta și am zis că dacă așa e să fiu, să-mi port semnul. Iar fetele să știe să stă departe de mine. Deci nu mai trec cu ce am de făcut cu tine.
suntem cum... Lui Dumnezeu! Ce? Păi da, pentru că
deschid perele cu Dumnezeu. Fratele meu, cum spune Dumnezeu, nu te poate. Dar trebuie constant să-ți fie frică de El. Care sunt lucrurile care te pot răni și care sunt lucrurile care nu te pot răni. Și tu trebuie să știi care sunt lucrurile de care trebuie să-ți fie frică și care sunt lucrurile de care trebuie să nu-ți fie frică. Sigur ești bine, pentru că tot o dai înainte că tu te-ai răni. O, da, el crede că am analgezie congenitală, doar că... Ce ai? Analgezie congenitală. Cine crede? Ori, fratele meu. E, de fapt, neuropatie senzorială ereditară de tipul 4. Mă rog, pe scurt înseamnă că nu sunt durere. Eu pot să încerc să mă rovesc ca să te convinzi. Uite, vezi? 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 Serios, nu am pe bunica, ai încercat, nu! Adică... Majoritatea oamenilor se ridică și pleacă. Așa de activ. Știi? Fratele meu, Paul, mi-a spus să nu mai spun oamenilor despre căminția mea, pentru că în casa îi sperie pe oameni. Și când oamenii sunt speriați. Oamenii se ridică și pleacă. De asta de când m-am trecut chiar pe mine pe lista lucrurilor de care trebuie să-ți fie frică și e amuzant să fiu pe propria mea. N-am simțit-o niciodată, deci nu știu dacă mi-ai spus cum e să-ți spune. Așa, 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 aș
Da. Nu s-au dezvoltat extracurriculare la naștere și, mă rog, fratele meu pot spune că nu s-au maturizat. Și pentru că nu s-au maturizat. Păi, el citește foarte mult. Și pentru că nu s-au maturizat, atunci întreaga mea dezvoltare ca o ființă umană a fost întârziată. Dar e totul bine oricum, pentru că l-am pe Paul care mi-a arătat de unde vine durerea și toate chestiile astea. Păi, ca să nu mă distrug. Știi că corpul meu habar nu are ce ai. Și atunci trebuie să știu care sunt toate lucrurile de care mă potrivesc. Ca să știu care sunt lucrurile de care trebuie să mă feresc. Și după, trebuie să știu care sunt toate lucrurile de care trebuie să fie frică. Cum ar fi? Cum ar fi seringile? Sau baloanele cu heliu? Sau capul și... Sau... sau cuțitele, sau frica. Știi câte sunt frica? Chiar de frica? Maxim. Sau... fetele frumoase? Fetele frumoase? Da. Încă ele... poate să-ți facă foarte mult rău, pentru că de fapt să te îndrăgostești de ele și asta e ceva de care trebuie să-mi fie frică. Dar Paul, oricum spune că eu sunt foarte norocos, pentru că cel mai probabil nu s-am niciodată de a face cu iubirea. Deci am multe deficiențe și prea puține capacități, ca o mare analizie congenitală. Și... stai puțin! Mă, uitați-vă, stai niciodată de a face cu iubirea. Păi, Paul spune că e conștiu ceva cu care nu o să mă întâlnesc niciodată. Și el de unde știe? Fiindcă asta... asta... doare. Și eu, în plus, oricum, am multe deficiențe și prea puține capacități, ca urmare analizii congenitale, și atunci discuția... Știți ce fac? Ce? Stop!
Mama, trebuie neapărat să mă văzut. Păi, pot să mă duc sau nu?
sa. Poți să te duci la duș tu. Păi da, dar eu nu vreau înapoi. Păi nici eu nu vreau înapoi. Ce să vreau chiar dacă nu mai vreau? Habar n-am. Păi, având în vedere circunstanțele, nu mi se pare corect să mă întrebi, așa că ți-o dau înapoi. Ce circunstanțe? Gheie, nu înțeleg. Gheie, ce faci? Te amintiți, ia toată dacă te pătrezi, dar vă și tot dai înapoi. Da, dar nu vreau înapoi. Asta e... Ultimul strop de dragoste pe care l-am
ceva. Deci, toată dragostea pe care ți-am dat-o, o vreau înapoi pentru că vreau să iau mine. Vreau unde pleci? Trebuie să mă duc de anumite chestii. Chestii? Ce chestii sunt în orașul ăsta de care trebuie tu să te lupi? Ce una? Asunci, Lennon. Tu. Eu? Da! Tu ești chestiile din orașul ăsta pe care trebuie să mă lupi. Trebuie să mă gândesc și treabă la capă și... Nu pot să fac chestia asta folosind dragostea ta. Pentru că asta e tot ce mi-a mai rămas acum. Dragostea pe care tu mi-ai dat-o. Și nu poți să creezi legături cu alți tipi folosind dragostea ta. Există alți tipi? Nu. Nu mă duc să încă, dar presupun că o să existe. Și deci mă gândesc că dacă tu ești pregătit să faci niște oameni care au fost în rolul foarte mult timp, ar trebui să terminăm. Și cred că cel mai bun lucru pe care putem face acum este să ne înapoiem dragostea pe care ne-am dat-o unul altă și suntem fit. Pentru asta e chiar toată dragostea pe care ți-am dat-o. Adică, ce fel de mai fi dacă doar atât am putut să-ți dau? Nu, pentru că asta nu e toată dragostea pe care ți-am dat-o. Ce-ai văzut cu ea? Lennon, ai pierdut-o. Nu, okay, nu am pierdut-o. Ai pierdut-o pentru că sunt sigură că ți-am dat mai mult de atât. Și dacă cumva încerc să mă acuz de ceva, să știi că ăsta nu e momentul potrivit să faci asta. Nu, okay, nu încerc să te acuz de nimic. Nu aș face asta niciodată, doar că... Cred că cel mai bine ar fi să iei lucrul pentru care ai venit și să pleci. Nu. El mi-a zis, băi, ar fi timpul. Acum
atunci când se adună atâta chestie de aia. E singurul loc în care poate să încalc. Deci și ideea e că a avut dreptate, adică toată dragostea mea tot aici. Este asta e mult, mult mai mare decât atât. Deci, asta e toată dragostea pe care mi-ai dat-o, doar că în aceeași formă în care mi-ai dat-o. Când am venit înapoi, apreciau-o. Sigur, e doar ta. Noi suntem deja împreună de ceva timp. Împreună?
asta? Nu vezi ce e asta? E un tablou! Da! O pictură! Au dat de unele că parcă e făcută de mână. Cum adică parcă e făcută de mână? Adică parcă că e pictată de cineva? Păi, poate chiar e pictată de cineva. Tu ai pictură? Da. Pentru mine. Da. Wow! De ce? De ce? Nu, nu, nu! Nu, nu! Eu ți-am zis cadou și următorul lucru pe care îl exprimi este... De ce? Pe bune, a fost un lucru normal și îl numesc un lucru... A fost un lucru normal. Mersi! Nu, bine, 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 adică... E măcar faci un progres, adică azi am învățat că atunci când primesc un cadou, oamenii normal spun... mulțumesc! Ce zici de asta? Mulțumesc! Ca orice om normal! Nu, dar vreau să te ajută! Să încerc! Da, ok! Încerc! Ba,
Atât prosteam, nu știu ce. Vine-o, gata! Thank you.
ăștia țin la tine și țin și la mine. Doar vreau să previne ce mă bag în mine vorba de tine. Deci, Dumnezeu, oamenii ăștia vreau să ne facă elitubeara. Și le vreau să ne facă elitubeara. Doamne, și mă, Jimmy, să ne trebuie. Dar mie, de ce vreau să spun? Păi poate pentru că ești puțin dusă. Doamne! Give me favor.
Imediat. Acestea fiind spuse, niciun nou moment improvizat și până la urmă spectacolul nostru i-a sfârșit. Vă mulțumim că ați venit în seara asta.